Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Ne-am întors în curtea sanctuarului de învățătură, care este Facultatea de Teologie. Și pentru a putea merge mai departe în povestea noastră din prologe. Astăzi îl pomenim pe Sfântul Mare Mucenic Procopie, mort la anul 303. El e un caz special, cel puțin din punct de vedere, hai să spunem, al psihologiei moderne. Mucenicul lui Hristos a trăit pe vremea lui Dioclețian, trăgându-se de neam din Ierusalim, născut dintr-un tată credincios, ce se chema Hristofor, și într-o mamă necredincioasă, Teodosia, ca numele, iar numele lui cel dintâi era Neania, fiindcă numai după botez a primit numele de Procopie. Și murind tatăl său, mama l-a crescut după rânduiala vremii, dar în credință idolească, învățându-l închinarea păgână. Dar tânărul Neania, fiind distes la minte, a deprins repede învățătura cărților filozofiei elinești și ajung la vârsta bărbatului desăvârșit, mama s-a voit să-l facă ostaș destoinic în slujba împăratului și a ajuns mare dregător în Alexandria. Dar mergând pe drum cu 200 de ostași cu poruncă să omoare pe creștini, a auzit un glas chemându-l pe nume Neania, dejugându-se Sfântul să-i se arate mai lămurit cine este cel care grea, i s-a arătat lui o cruce în chipul cristalului și glas a făcut de la cruce zicând: Eu sunt Hristos cel răstignit, Fiul lui Dumnezeu. Și l-a învățat toată taina credinței noastre. El, întorcându-se la Schitopolis, a poruncit unui argintar să-i facă o cruce, la fel cu aceea ce i se arătase, o cruce cu 3 icoane. Deși împărât de mama sa că este creștin, Sfântul a fost trimis pe cercetare la Paulin, dregătorul din Cezarea Palestinei, și neplecându-se el să jertfească idolilor, a fost bătut cumplit încât l-au închis în temniță aproape mort. Este vindecat de un înger și acolo vine și mărturisește în mijlocul altor închinători despre Hristos, Domnul cel Binecuvântat. Și mărturisindu-i pe Hristos, se adaugă între alții și mama sa, Teodosia, și mărturisindu-i toți pe Hristos, li se taie capete. Atunci dregătorul a hotărât și asupra Sfântului Procopie, judecată de moarte, să-i se taie capul cu sabie. Îl scot afară din cetate, la locul cel de moarte, Sfântul își face rugăciunea, se roagă pentru cetate, pentru toți cei din primejdii, ba chiar pentru conducătorii cetății care tocmai îl condamnaseră pentru sărmani, și cu bucurie își pune capul sub sabia celui care conducea Cezarea Paulin. Povestea apare ruptă dintr-un alt film decât cele obișnuite. O mamă care își trădează fiul pentru credință, dar care revine apoi și moare înaintea lui, mărturisind credința fiului. Dar taina aceasta întâlnirii cu Hristos, cu Hristos care îi dăruiește această cruce cu totul binecuvântată, în care mărturisește prezența sa, prin care mărturisește prezența sa și prin această prezență dăinuirea cuvântului lui Dumnezeu. Cred că de foarte multe ori în istoria bisericii astfel de cazuri s-au repetat, chiar dacă nu sunt scrise. Există o convertire de genul acesta care ține creștinismul viu. Mâine este o nouă zi.